Te salut și spun bine ai venit la încă un curs în care vom aborda un subiect sensibil pentru piața din România. Creșteți prețurile fără să superi clienții. Și de ce spun că este un subiect sensibil? Pentru că ori de câte ori am această conversație cu un antreprenor, cu un proprietar de firmă sau cu un freelancer și spun te rog frumos, creșteți prețul, ajungem la discuții de genul lor, da, chestiile astea nu funcționează așa în România, piața din România e mult mai sensibilă la preț. Chestiile astea care le citești tu din cărți despre creșterea prețului sună bine, dar în realitate nu se poate chiar așa, că aici românii se uită numai la preț, suntem un popor foarte sensibil la preț. Și da, sunt de acord cu acest lucru, piața din România este foarte diferită de piața din alte țări, unde oamenii sunt mai puțin sensibili la preț, dar vreau să te întreb, oare de ce se întâmplă acest lucru? Și vreau să te gândești la un lucru, în momentul în care ai lansat afacerea și ai hotărât că vei vinde produsul sau serviciul acesta și te-ai gândit la ce preț să vinzi, vreau să te întreb, cum ai definit tu prețul? Tu, antreprenorul, tu cel care vinzi produsul sau serviciul respectiv, cum ai definit prețul corect de vânzare? Oare n-a fost prin comparație cu ce există pe piață, la ce preț îl vând ceilalți, ceea ce vând serviciile sau produsele concurente și ai definit în acest fel și tu prețurile? Probabil că da. Cu alte cuvinte, noi, antreprenorii, i-am educat pe cei din România să gândească în termeni comparativ de preț, pentru că asta este ceea ce am făcut și noi la rândul nostru. Am intrat în piață, ne-am uitat cu ce bani fac alții trainingurile și hai să fac și eu cam pe acolo, că na, astea sunt prețurile din România. Cu alte cuvinte, în loc să mă gândesc la o metodă prin care să analizez care este de fapt plus valoarea adăugată pe care eu o aduc în viața clientului meu prin serviciul sau produsul meu și cum pot să prezint acest lucru într-un mod atât de atractiv încât el să fie dispus să plătească prețul corect, ce am făcut noi? Ne-am uitat la cât vând ceilalți și ne-am setat noi prețul în acest fel. Plus că să nu uităm, în momentul în care un client sună la o firmă și întreabă în frământor, bună ziua, aș vrea să cumpăr de la dumneavoastră produsul, serviciul acesta. Am văzut și la concurență, acolo este cu 10% mai ieftin, de ce să cumpăr de la dumneavoastră? Răspunsul 99,99% din cazuri e un răspuns simplu de genul, haideți că vă facem și noi un preț mai bun. Cu alte cuvinte, în loc să arătăm de ce suntem noi o opțiune mai bună, chiar dacă suntem mai scump decât concurența, noi ne luptăm cu prețul și încercăm să intrăm în prețurile concurenței sau sub prețurile concurenței cu scopul să câștigăm clientul. Întrebarea mea este, nu e logic o țară întreagă să se uite la preț dacă noi, antreprenorii, cei care vindem totul în România, i-am învățat în acest sens? Care e vestea bună din această situație? Este că dacă i-am învățat, putem să-i dezvățăm. Adică putem să-i dezobișnuim, putem să-i reeducăm. Desigur, e un proces lung, e un proces în care cel care va face toată educația asta s-ar putea să sufere un pic mai mult, dar este cel care va deține piața. Și sunt deja suficiente exemple de acest gen în România, unde servicii și produse sunt vândute la un preț mai mare decât la concurență și totuși vând și vând foarte bine, pentru că au ales să se diferențieze, să comunice în termeni de beneficii al clienților și să arate care este valoarea adăugată pe care o aduc ei, firma lor, produsul lor în viața clientului. Și în acest curs vreau să abordăm acest subiect. Vreau să vedem cum putem noi, în firmele noastre, să facem acest lucru. Să creștem prețul, fără să pierdem clienți, fără să ne supărăm clienții pe care îi avem. Însă aș vrea să abordăm și aspectele mai puțin vizibile în această decizie de a crește prețul. Mai exact, aspectul emoțional. Pentru că eu personal cred că decizia de a crește prețul este o decizie mult mai mult emoțională decât una strategică. În acest curs vreau să abordăm ambele lucruri. Strategic, cum crești prețul în așa fel încât să nu superi clienții și să nu-ți plece clienții, dar în același timp să înțelegi un pic emoția. Pentru că personal, cum spuneam, cred că motivul pentru care majoritatea firmelor nu-și cresc prețul nu este pentru că strategic nu este posibil, nu este pentru că piața nu permite, nu este pentru că ar pierde clienții și ar intra în faliment, din contră chiar, ci este o problemă emoțională în capul antreprenorului, cel care conduce afacerea sau dacă ești singur și ești liber profesionist, freelancer, în capul tău. Tu nu crești prețul pentru că ți este frică. Și o să vorbim un pic despre acest aspect pentru că v-am pregătit 10 motive pentru care ar trebui să crești prețul în acest moment. Însă vreau să înțelegi acest lucru. E vorba de o chestiune emoțională și o chestiune strategică. Despre strategie o să vorbim, sunt ușoare, sunt simplu de implementat, nu este mare filozofie, o să vezi și o să înțelegi în perfecțiune, dar vreau să mă asigur că lucrăm și la această zonă emoțională. Un alt aspect pe care vreau să-l înțelegi este că
în percepția pe care are un client asupra prețului, prețul sau asupra schimbului de îți dau niște bani pentru un produs sau serviciu, există și alte elemente prezente. Probabil că ai auzit de mixul de marketing. Mixul de marketing care este construit din preț, cei 4P, cum probabil știi, produs, promovarea produsului sau serviciului respectiv și plasarea produsului sau serviciului respectiv. Cu alte cuvinte, prețul are un rol în produsul pe care îl vinzi sau în serviciul pe care îl vinzi în piață, dar la fel are un rol și produsul în sine. Calitativ, produsul, serviciul respectiv este peste concurență, este peste ceea ce cere piața. Promovarea este bine făcută, prezinți serviciile și produsele tale din perspectiva ceea ce câștigă clientul dacă folosește produsul respectiv, nu pe zona de caracteristici și ce face produsul respectiv. Da, deci promovarea este bine făcută, ajungi la clienții care trebuie, plasarea produsului este aproape, este la îndemână. Hai să-ți dau un exemplu. Spălătorie auto, care, na, majoritatea dintre noi care avem mașini ajungem la o spălătorie auto. Este o spălătorie auto în Cluj, la subsolul unui mall, unde spălatul interior și exterior este 60 de lei. În alte locații este 30 sau 40 de lei. Exact aceeași spălare. Nu calitativ, nu este ieșit din comun, nu este diferit. Ce diferă în schimb este un lucru foarte simplu. Plasarea este într-un loc strategic. Mă duc, îmi las mașina, mă duc la cumpărături, mă duc la cinema, mă duc să mă tund, mă plimb prin mall și când ajung înapoi, mașina este spălată. Nu pierd timp productiv mergând la o spălătorie, lăsând acolo mașina și așteptând până termină să spele, să nu mai spun că de multe ori există și rând. Da? Deci poziționarea acelui business, acelui serviciu, ajută în așa fel încât prețul să nu mai fie un criteriu atât de important de decizie. Și ăsta este doar un exemplu, o să-ți dau zeci de exemple de acest gen, în care să înțelegi că prețul nu este criteriul principal pentru care oamenii cumpără un produs sau un serviciu. Dovadă că la această spălătorie aproape tot timpul este coadă. Deci, se poate. Bun, acum te invit să vedem 10 motive pentru care cred că ar trebui să-ți crești prețul exact în acest moment. Acum, astăzi, în seara asta, da? După ce închizi firma, intri pe site și începi să modifici prețurile. Acum este momentul cel mai potrivit.